intrăm în localitatea Slobozia Cremene din Soroca, o localitate cu un bogat istoric, dar și cu o frumoasă biserică înălțată în cinstea nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Istoria bisericii de aici, la rândul ei, este la fel una foarte frumoasă și ne arată nouă cum oamenii, locuitorii acestei localități din trecut, au avut multă râdnă și dragoste pentru cele sfinte. Pentru că, la acel moment, la anul 1897, când a fost edificată această biserică, în localitate existau doar 20 de gospodării, iar oamenii din aceste gospodării au edificat piatră cu piatră Sfântul Lăcaș. Relativ recent, cu ajutorul comunității religioase de aici, biserica a fost renovată prin strădania actualului părinte paroh al Sfântului Lăcaș. În cele ce urmează, vă invităm la Slobozia Cremene pentru a afla mai multe despre această localitate și despre Sfântul Lăcaș cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Oameni puțini, dar cu voință mare, localitatea Slobozia Cremene din Soroca a reușit acum peste mai bine de 100 de ani să-și înalțe un sfânt lăcaș care până astăzi rămâne a fi sprijinul spiritual al locuitorilor de aici. Ca și înaintașii lor, locuitorii de astăzi ai satului au rămas râvnitori în cele sfinte și întrețin biserica. Iar chiar la intrarea în sat, pe traseul Chișinău-Soroca au înălțat o compoziție pe care scrie frumos: Păzește-ne, Doamne! În partea din față este inscripționat numele satului, iar chipul Domnului Hristos și al îngerilor ne vestesc că intrăm într-un sat de oameni iubitori de Dumnezeu. Suntem la intrarea în satul nostru frumos și deosebit, cu oameni buni, la fel cum am zis, deosebiți. Și iată, noi am ridicat această răstignire cu Sfintele Icoane, așa mai deosebit cu un proiect. Știți, era aici, intrarea în sat era așa o compoziție mai stranie, doi berbieri, știți? De ce să nu facem ceva frumos? Și am un creștin foarte deosebit, Ioan Geman, și am zis să construim o răstignire unde lumea să intre, să se însemneze cu semnul cruci, să roage și la fel toți cei trecători pe traseu, pe drumul ăsta, care intră, care iese, să roage pe Bunul Dumnezeu ca să le fie ajutor, să fie călăuză și în drum și în viața lor. Biserica Nașterea Maicii Domnului din Slobozia Cremene s-a edificat cu multă grijă de locuitorii din trecut ai satului. Ei și-au dorit un sfânt lăcaș în localitatea lor pentru a-și spune aici păsul lui Dumnezeu. Pentru un sat mic, edificarea unui sfânt lăcaș constituia un efort mare. Dar dragostea pentru Dumnezeu a locuitorilor de aici i-a ajutat să îl depună și în cele din urmă, în localitate, s-a înălțat biserica ce dăinuie până astăzi. Aș vrea să vorbesc puțin astăzi despre Sfânta noastră biserică, despre bunii creștini. Mă exprim bunii creștini fiindcă erau cu o deosebită dragoste față de Dumnezeu și inclusiv de Sfânta Biserică. Fiindcă aici aș vrea să amintesc cuvântul Sfântului Ciprian de Cartagena, care spune că cine nu are pe Dumnezeu de tată, nu are biserica de mamă. Adică este o legătură strânsă. Satul nostru are o istorie foarte veche, frumoasă. De unde vine Slobozia Cremene? Iată, la început se spune că era un sat foarte micuț cu numele de Cremene. Bine că este situat pe piatră, aici este foarte multă piatră
care se numește Cremene, dar se spune că ar fi avut și o altă denumire, Izvoarele Stoicanilor. Satul în vecinătate este Stoicani. Deci aici au fost așezați de Ștefan cel Mare vechi răzăși, oameni care știm bine că iubeau munca, puteau să mănuiască bine arma. Și unii din ei s-au așezat pe moșiile aici, în Cremene, la Izvoarele Stoicanilor, dar după un timp, fiindcă ei iubeau mult biserica, le venea foarte greu să meargă la Stoican vreme de iarnă, toamnă, primăvară, se desfundau drumurile. Venea timpul vreo mormântare, să ducă la cimitir. Și aici vreau să amintesc că satul și are înființarea în anii 1775. Dar de acum, prin 1895, o comunitate mică de creștini merg cu rugămintea de a cere să se construiască biserică. Și iată, în 1897, ei iau un locaș sfânt în satul lui, numai în 2 ani. Și ce vreau să menționez? Că erau numai 20 de case. Un număr foarte mic de creștini au construit biserica. Mulțumită, vreau să dau nume, să nu se treacă cu vederea, fiindcă așa este spus și în Cartea Sfântă, că numele dreptilor nu se trec, adică oamenii cu evlave, oamenii care cu gând de a lăsa ceva în urma lor, rămân vii. Chiar vreau să amintesc un cuvânt al Sfântului Părinte care zice că noi ne naștem muritori, dar murim nemuritori. Deci eu zic de Feodosie Bădărău, care și avea o moșie mai mare față de toți ceilalți. Iată, el cu grijă au făcut această biserică, zic împreună cu toată comunitatea, multe lucruri din biserică. Chiar se spune că unii din creștini și-au vândut un vițel. Sau acolo se vorbește de un păpușoie, părumbu, care l-avea, ca să ia lucruri în biserică. Aici, din nou zic, dragostea lor. Apoi, în 1932, știm când Nistru își iese din apele sale, din Slobozia Vărâncău, care este următorul sat. Iată, acolo s-au inundat multe case și au venit încoace mai sus de Nistru, aici în Cremene. Și iată, satul și are denumirea Slobozia Cremene. Este o istorie, zic, frumoasă. Și încă o dată vreau să menționez de creștinii vechi, pe care pe unii din ei i-am apucat, i-am întâlnit, am discutat cu râvnă pe la 3 de noapte. Se ridicau din așternuturile lor și veneau la Sfânta Biserică de a se închina. Deseori eu pun această întrebare unor din cei care mai greu ar veni acest gând sau conștiința fiind undeva mai pătată de a se greji de mântuirea lor. Și zic, ce-i făcea atunci pe cei oameni? Iată adevărată credință, adevărată trăire. Pe parcursul anilor, în biserica din Slobozia Cremene, slujeau preoți din satele vecine. Dar de la începutul anilor 90 ai secolului trecut, în sat a venit un preot paroh. Și creștinii de astăzi, la fel ca și cei din trecut, au dorit ca biserica lor să fie bine îngrijită și frumos amenajată. Satul, fiind micuț, nu putea să întrețină un preot, un paroh. Deci întotdeauna ea era sub o altă parohie, cum ar fi Stoicaniu, apoi a fost sub satul Răcovăț, dar din 1992, de acum și-au avut parocul său, este înmormântat, nu aș vrea din nou să zic să trec cu vederea, un preot brav, la fel de îmi povestea el din copilăria sa, cum era educat, dus
în Sfânta Mănăstire, protoiereul Constantin Cerchez. Apoi, de acum până în 2001, sunt așezat aici paroh și mă ostenesc cu drag. Nu vreau să zic că multă osteneală ar trebui să depunem și mai mult efort, da. Dar în toate stă când cei de la Dumnezeu ajutor și Dumnezeu își revarsă mila. Am făcut reparații pe din afară, apoi înăuntru și iată în 2015, pe 14 noiembrie, avem un episcop și noi care este vicar al Metropoliei, vreau să zic de Preasfințitul Ioan, am sfințit această biserică, de care cu mare grijă suntem de sufletele creștinilor noștri. Și vreau să mă adresez față de toți creștinii, de pretutindere, din țările noastre, din diaspora, că viața noastră pământească ne este dată ca să nu o trăim în zadar, ca să lăsăm într-adevăr în urma noastră ceva bun. Deseori eu, discutând cu mulți prieteni, le zic, uitați-vă, bătrânii se grejau să lase izvoare, fântâni, copaci, trecând pe un deal cu totul străin, aș spune, undeva în depărtare, de sat, mai îndepărtat de sat, și acolo un poduleț, un pod, este un părâu. Și iată, îmi povesteau bătrânii cum se adunau împreună și iată, făceau acel pod. Și multe alte lucruri frumoase. Nu ca noi astăzi așteptăm cineva să ne facă. Asta este un demn adevărat că viitorii noștri, copiii noștri, nepoții care vin în urma noastră, cum noi ne amintim frumos de strămoși, iată și ei să aibă ceva, un exemplu, un exemplu viu de care să-l urmeze. Aflarea noastră la biserica Nașterea Maicii Domnului din Slobozia Cremene s-a întâmplat a fi în ziua frumoasei sărbători pe care o prăznuim în ultima duminică dinaintea Învierii și înainte de Săptămâna Patimilor. Floriile, intrarea triumfală a Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Este o sărbătoare deosebită ce ne arată că Hristos, Mântuitorul Lumii, merge în Orașul Sfânt, acolo unde va avea să pătimească și unde acum este aclamat cu osanare de către cei care îl întâmpinau, dar care, în peste mai puțin de o săptămână, vor striga la curtea guvernatorului roman Ponțiu Pilat, răstignește-l. În biserica din Slobozia Cremene am discutat cu părintele paroh despre semnificația sărbătorii de astăzi. Ne amintim cum copiii, cum cei fără a vorbi pruncii, că spune psalmistul din gura pruncilor și a celor ce sug am săvârșit laudă. Ei, fiind cei mai curați, au văzut pre Dumnezeu că ei, cu ochii sufletului, văzând aceasta, au laudat pe cel ce cu alai întâmpinat în cetatea Ierusalimului. Și la fel noi știm că această intrare în Ierusalim a fost după săvârșirea marii minuni, când Hristos Mântuitorul l-a înviat pe Lazar, prietenul său. Este menționat în Evanghelie prietenul nostru Lazar, când se adresează Hristos Mântuitorul către ucenicii săi, către Sfinții Apostoli. Au adormit. Deci, vedem noi cine sunt prietenii lui Hristos. Nu oricare, decât cei care îl urmează pe El. Decât cei care sunt gata să-și pună pieptul pentru apărare credinței sale. Iată, asta o zic, fiindcă mi-am amintit acum de un părinte din Anglia, din orașul Suroș, vorbesc de Metropolitul Antonie, când zicea la un copil la taina mărturisirii,
Nu ai vrea tu să fii prieten cu Hristos? Da, aș vrea. Dar ce înseamnă a fi prieten? Nu, a fi prieten, răspunde. Cum ar răspunde fiecare copil? Și atunci zici, părintele, că intrând tu în școală, având un prieten și toți l-ar bat jucurie, ar scuipa în el, ar lovi. Cum ai procedat tu? Și acel copil cu îndrăzneală a zis, voi sări în apărarea lui. Iată, așa sunt adevărații prieteni. Așa au fost mucenici, așa cuvioșii. Iată, de aceea am zis că și Hristos îl menționează pe Lazar, bunul prieten. Mergând spre Betania, ne amintim cu toții că au fost întâmpinat de surorele lui Lazar. Avea două surori, Marta și Maria. Și iată că Maria, aflând, cum am zis, că vine Hristos și că este de acum aproape sau chiar în curte, ea în grabă au ieșit și la fel au întâmpinat cuvintele acestea frumoase. Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele nostru, n-ar fi murit. Vedeți? Iată, aceasta este adevărată credință. Dar Mântuitorul îi răspunde, fratele vostru va învia. Și că ea din nou zice, Doamne, știm că va învia în ziua cea de apoi. Și după aceasta Hristos Mântuitorul poruncește să dea piatra la o parte și dând piatra la o parte, l-au strigat și Lazar se ridică de mormânt. Este o prevestire sau o încredințare nouă tuturor de învierea cea de apoi. Așa cum am zis mai înainte, de cei copii care când au intrat în Ierusalim l-au întâmpinat cu osane, cu laude. Ei până spune cuvântul mamă, deci părinții știm că și noi, la vremea noastră, când copiii noștri fiind micuți, așteptam când va zice cuvântul mamă sau cuvântul tată. Mult așteptat aceasta. Dar ei până a vorbi mamă, tată, iată laudă pe Hristos, osana într-o și de sus. Dragii mei, am vorbit câte ceva și despre istoria satul nostru, bisericii noastre, dar o zic pentru Dumnezeu, mai scump este sufletele noastre. Biserica de piatră este locul unde ne adăpostim, unde putem înălța rugăciuni, aici împreună, fiindcă rugăciunea întotdeauna împreună este mai înălțătoare, mai ferbinte. Să o facem, să ne grijim pentru sufletele noastre, pentru mântuirea noastră, acum și în veci. Amin. Grija de suflet este o preocupare permanentă a bisericii. De aceea creștinii care vin la Sfântul Lăcaș din Slobozia Cremene caută să își înalțe sufletul în lumina coborătoare de la Dumnezeu. Pe finalul popasului nostru spiritual în Slobozia Cremene, să medităm puțin cum ar trebui să avem grijă de sufletele noastre. Dar cum să îngrijim de sufletele noastre, dimnișoară? Chiar de este gândul acesta, hai mai stai puțin în așternut, hai lasă că o să mergi și la altă duminică. Tu încă ai atâtea griji, ai atâtea de făcut, copiii de dus, de îmbrăcat, toate aceste gânduri să știți că nu sunt de la Dumnezeu. Ele sunt o piedică pentru mântuirea noastră. Iată, acesta este cel mai important. Ca să rugăm pe Dumnezeu, cum ziceți, cuviosul Ambrosie al optenei. Doamne, chiar de eu nu vreau, dar Tu mântuiește-mă. Iată, deseori mă adresez creștinilor mei. Dragii mei, vreodată voi, în rugăciunile voastre, ați cerut de la Dumnezeu, Doamne, Te rog, nu mă lăsa pierzării. Ajută-mă! Întotdeauna Hristos Mântuitorul este și vine în ajutorul nostru. Întotdeauna este alături de noi. Adică să nu avem frică de ce s-ar întâmpla, de ce vifuri, de ce furtună. Adică auzic chiar despre ce, cam ce se întâmplă și în ziua de astăzi, că mai mare luptă este împotriva credinței noastre, împotriva sufletelor noastre. Și aceasta este grija ca să ne culcăm și să ne sculăm cu acest gând. Ce am făcut astăzi? Bun.
ce n-am făcut bun. Și dacă ceva n-a făcut bun, atunci mergem la preot. Ne-am ridicat de la spovadă. Am primit cu pregătire bună Sfânta Împărtășanie. Și iată, aceasta este un model bun, prielnic, frumos, pentru mântuirea noastră. Biserica din Slobozia Cremene rămâne a fi locul din care către ceruri se înalță cele mai curate gânduri, iar din cer, în inimile oamenilor, coboară binecuvântarea lui Dumnezeu. Cu această binecuvântare de sus, creștinii din parohie își duc traiul de zi cu zi și se îngrijesc de sufletele lor, dornice în permanență de a-L slăvi pe Dumnezeu. Istoria fiecărui sfânt plecaș din țara noastră este una deosebită. La fel deosebită este și istoria bisericii cu hramul nașterea Maicii Domnului din Slobozia Cremene, Soroca. Și ea ne arată că atunci când avem râvnă pentru cele sfinte, atunci când avem dragoste către Dumnezeu, toate sunt cu putință. Așa și sfântul locaș din Slobozia Cremene, așa cum am aflat în emisiunea noastră de astăzi, a fost construită de către oameni puțini, dar cu dragoste mare pentru cele sfinte. Aceeași dragoste pentru cele sfinte, aceeași râvnă în a făptui binele, să-L rugăm pe Dumnezeu să o avem și noi. Cu aceste gânduri, doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea noastră de astăzi, iar duminica viitoare, ca de obicei, vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii Cuvintele Credinței. La revedere!